Comanda Ungheni, chiar de hramul orașului, a fost inaugurat un centru de informare turistică, un drum proaspăt renovat și ghișeul unic de informare și prestări servicii. Cele trei proiecte au fost finanțate de Uniunea Europeană în parteneriat cu oficiul PNUD în Republica Moldova. La evenimentele de inaugurare au participat prim-ministrul Dorin Recean și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ioannis Majeix. Centrul de informare turistică inaugurat la Ungheni a fost construit în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și a costat peste 2,6 milioane de lei. Unul din obiectivele noastre este să promovăm ceea ce avem noi, ce potențial turistic avem noi, atât pentru locuitorii regiunii, cât și pentru vizitatorii municipiului Ungheni. Pentru cetățenii municipiului Ungheni, cred că va fi un plus mare, pentru că vom fi unul din catalizatorii dezvoltării economice. Mă gândesc că toate proiectele astea care se fac la noi în Ungheni se fac în primul rând pentru cetățeni, pentru dacă să luăm primul centru turistic, da, se face pentru că cetățenii se poate să știe și să cunoască, unde pot să apeleze, să vadă ceva, locuri turistice sau să primească un ghidaj. Prezent la eveniment, prim-ministrul Dorin Recean a felicitat unghenenii și a declarat că turismul va ajuta Republica Moldova să se integreze economic și social în Uniunea Europeană. Eu mă bucur tare mult și vă felicit pentru că iată că punem accentele corect, creșterea economică. Și asta este în linie cu obiectivul principal al guvernului. Avem două probleme majore de rezolvat în țară, reforma justiției și creșterea economică. Reforma justiției pentru că ne ajută să construim o platformă pentru toate transformările ele să fie sustenabile, să se facă dreptate oamenilor. Și doi, reforma în domeniul economic, creșterea economică la toate nivelurile. Vrem să trăim ca în Europa, iar pentru asta trebuie să creștem bunăstarea pentru cetățeni. Tot ieri la Ungheni a fost inaugurată strada Alexandru Boicu, reconstruită în cadrul programului EUFOR Moldova. Drumul leagă centrul orașului de zona economică liberă. Proiectul a costat peste 500.000 de euro, dintre care 200.000 reprezintă un grant din partea Uniunii Europene. Well, we have different kinds of projects being inaugurated today. Some with very direct benefits, some with more indirect. Proiectele inaugurate sunt de diferite tipuri. Unele dintre ele au beneficii directe, altele indirecte. Evenimentul la care suntem prezenți este cel cu beneficii directe. Este vorba despre beneficii pentru cetățenii care se vor bucura de infrastructura mai bună, de un drum proaspăt renovat. Also changing to more ecological means of transportation. Noi, cei de la PNUD, o să construim în continuare pentru a îmbunătăți această structură, să continuăm acest proiect. Vor fi și alte cofinanțări care vor contribui, de exemplu, la extinderea rețelei de biciclete pentru acest oraș. Acum deja este mult mai sigur să circuri cu bicicleta sau cu transport pe roți în incinta orașului. Nu te mai temi deja că poți să dai o mașină de tine, pentru că cetățenii la noi încă se învață a respecta însăși oamenii pe bicicletă sau pe alt transport cu roți. La Ungheni a fost lansat și ghișeul unic de informare și prestări servicii, care înglobează toate serviciile oferite de primărie. Acest ghișeu unic, sincer, vine ca un ajutor pentru noi cetățenii, pentru că este o procedură mult mai simplă și este un loc unde putem să solicităm o gamă foarte largă de servicii publice într-un singur loc. Vorba de ghișeu unic. Este vorba de un serviciu care vine în întâmpinarea cetățeanului. Nu cetățeanul vine la primărie și își caută serviciu, deci, schimbând etaj cu etaj, așa, dar vine aici la parter și din toate cele 17 servicii de care beneficiază el aici fiind la primărie, operatorii de la ghișeu unic îi prestează acest serviciu. La eveniment au fost prezenți ministrul culturii Sergiu Prodan, delegații din orașele înfrățite din România și Polonia, autorități publice locale și locuitori ai orașului Ungheni.